Cu prilejul zilei de 8 martie, elevii claselor primare de la școala gimnazială numărul 2 Nestor Oprean au ținut să omageze prin ziua internațională a femeii pe cea mai iubită ființă pentru ei, mama. Îndrumați de către cadrele lor didactice, micuții învățăcii au participat în clasele lor la diverse ateliere de confecționat felicitări, decorațiuni specifice evenimentului, pe care au scris mesaje pline de recunoștință și iubire pentru mamele lor, atât în limba română cât și în cea maghiară, germană sau engleză. Totodată au interpretat cântece și poezii, toate având ca light motiv femeia care le-a dat viață. Ziua femeii este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a sărbători atât realizările sociale, politice și economice ale femeilor, cât și pentru a onora lupta împotriva discriminării și a violenței care își fac încă simțită prezența în mai multe părți ale lumii.